Bine v-am găsit! Sper că și dumneavoastră sunteți destul de agasați când umblați prin liberii și dați de această inflație de cărți motivaționale. Toată lumea vrea să muște din noi din nevrozele, din depresia, din neîmplinirile noastre, toată lumea vrea să ne facă fericiți dintr-o dată. Cum să ne cultivăm pasiunile, curiozitățile, cum să fim soți perfecti, cum să fim părinții extraordinari, cum să ne impunem, cum să ne supunem, cum să fim lideri, să reușim să conducem, cum să reușim să, să fim oameni de echipă, să ne cultivăm simțul civic, solidaritatea, deci peste tot Există o luptă cu disforia țitină într nostru, dar atunci când te cheamă Elizabeth Gilbert, ai vândut milioane de exemplare și mai ales ești autoarea acelui faimos, ultra motivațional, mănâncă, roagă, te iubește și când știm cu toții ce halou superb de fericire emana din Julia Roberts și Javier Bardem, o carte de acest gen care se, -se -ă, cheamă Lecții de magie, înseamnă că are un rost anume. Cum să scultivi creativitatea, atenție, curiozitatea, nu pasiunea. Se spune că dacă vrei să îmbătrânești cât mai greu, să-ți dai fără liber curiozități. Și la Znavor învață chinezește la 80 de ani. Ce zice autoarea noastră? Ai curajul să dai la iveală comorile ascunse înăuntru tău. Cu toții, atenție, cu toții, suntem purtători de comori ascunse. Căutarea și descoperirea acestor nestemate, iată ce înseamnă să duci o viață creativă. Curajul de a porni în căutarea ta în sus, mai întâi de toate, iată ce deosebește o viață banală de o viață de magie. Rezultatele adesea surprinzătoare ale căutării de sine sunt ceea ce ea numește Marea Magie. Prin urmare, Oamenii te vor îndesa în tot felul de cutii. Vor spune că ești un geniu sau un impostor, un amator, un prefăcut, un aspirant, o fostă stea, un fanatic, un concurent. Nu contează. Poți să zică oricâte lucruri măgulitoare despre tine, poți să spună oricâte lucruri disprețuitoare. Nu contează nici cât negru sub... Lasă-i pe oameni să aibă câte păreri vor. Lasă-i să fie îndrăgostiți de părerile lor. Pe tine nu te interesează decât judecățile tale personale despre tine. De ce? Pentru că spunea, trebuie să ai simțul îndreptățirii personale mai fiecare dintre noi se, se simte uh, nevrednic nu vrea să și asume responsabilități nu vrea să se schimbe nu vrea să dea frâu liber cur curiozităților dinăuntru lui și de aia ieșim apteri ieșim șciopi ieșim nesiguri mai ales noi românii care avem un nombrilism negativ înfiorător și ne place să ne înfășurăm singuri în bandaje ca să devenim omul invizibil. De pildă, Elizabeth Gilbert are o prietenă care s-a apucat la 40 de ani de patinaj. Patinaj artistic. De ce nu? Acum, sigur, cu îmbătrânirea și noi românii stăm rău pentru că, spre deosebire de alte țări care, când îmbătrânesc, oamenii se simt tot mai liberi, cu nevoadele uh, rupte, cu toate frânghiile care îi țin de țărm tot mai departe și pot să navigheze liber, numai noi românii considerăm pensionarea ca o anticameră a cimit titirului. E bine, nu spunea exact din cât îmbătrânești, trebuie să te simți tot mai liber, să te recreezi, să te resursezi sau măcar să știi să te amăgești, să ai înăuntru tău bucuria de a te fora și de a te descoperi știu că este foarte ușor de spus și foarte greu să facem acest lucru dar măcar să încercăm măcar să ne mai amăgim din timp în timp și așa alături de memento mori să ținem minte și de memento vivere la revedere